Pun și frișcă și îl aducem alături de noi pe reprezentantul Tellermanului. Este reprezentant al Tellermanului din tată în fiu. A moștenit talentul din familie și este la rândul lui unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din țară. Alături de noi în această dimineață, Florin Vasilică, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Matinal de fel, Florin? Nu prea. Nu prea. Dar de când pandemia, nu prea. Adică, despre ce ore vorbim dimineața cu trezitul? Eu mă trezesc pe la 10, jumătate, 11, așa de bine. Făcut în ziua respectivă. Deci un efort în această dimineață să fii aici cu noi. Nu e un efort, e o plăcere. Hai, lăsați acum! Eu mă fac cu voi, e foarte bine. Mulțumim, să știi că e reciprocă sentimentul. Zine și nouă cum a fost perioada asta pentru tine de pandemie. Destul de grea. Din prisma faptului că nu am activitate și eu nu sunt învățat să stau degeaba, cum s-ar zice, să nu am activitate, să nu am evenimente, să nu mă întâlnesc cu publicul, dar găsim așa, se mai găsește câte ceva de făcut. Mai lucrez, eu fac și producție muzicală, am mai lucrat câteva proiecte pentru alți cântăreți și mai găsesc așa câte ceva de făcut ca să mai umplem timpul acesta liber. E prea mult timp liber acum cu pandemia. Și nu știm ce să facem cu el. Nici nu știm ce să facem cu el și pe lângă pandemie știu că ai mai avut și câteva probleme de sănătate. Da, am avut câteva probleme de sănătate. Mai am ceva probleme de sănătate. Încerc să le țin fru pe cât posibil. Am niște probleme cu coloana. Am făcut niște intervenții la coloana. Încă nu s-au rezolvat 100%, dar funcționează. Adică nu e nicio problemă. În pandemie te-ai și îngrășat? Da. Câte kilograme? Se vede? Da, aș putea să spun asta dacă mă uit eu. Bine, eram foarte slăbuț înainte, dar eram aproape 20 de kilograme. 20 de kilograme, avem și niște poze în momentul ăsta. În costum popular, iată. Vreau să te întreb, ai reușit să dai și jos din aceste kilograme, din câte am înțeles eu? 20 puse, dar ai mai slăbit. Nu? Le mențin. Le menții? Asta este dorința, să menținem aceste kilograme. Eu nu reușeam să mă îngraș pentru că de fiecare dată... Eu mănânc de fel, mănânc foarte mult, dar nu reușeam să mă îngraș pentru că de fiecare dată veneau weekendurile le aveam aglomerate, era consumul foarte mare, în timpul săptămânii emisiuni, alte evenimente, de fiecare dată fiind consumul foarte mare, nu reușeam să păstrez kilogramele pe care le puneam. Dar acum s-au adunat și dacă n-a mai fost activitatea așa intensă... Se mai zice că ai și arderile mari atunci când mănânci foarte mult și nu te îngrași. Am văzut mai devreme o poză cu tine din studio în care te afli și acum, nu? Da. Și am văzut un tablou interesant. Ni-l poți arăta? Da, este un tablou pe care l-am aici. Pot să întorc camera să vi-l arăt cum. Este gravat în lemn, este o imagine cu mine pe care am primit-o cadou la Zlatina de la o nuntă din partea mirilor. Deci și artiștii primesc cadouri la nunți când se duc să cânte? Da, erau foarte, oamenii foarte, foarte încântați de ceea ce facem noi și au ținut neapărat să-mi ofere acest cadou pe care eu l-am pus la loc de cinste în camera mea de lucru, cum ar veni, în studioul meu. Ce piese sunt cele mai solicitate din repertoriul tău când mergi la o petrecere? În primul rând, Hai Hai cu Trăsioara. Deci fără Hai Hai cu Trăsioara te ceri cu lumea. Dacă nu cânti Hai Hai cu Trăsioara, nu te plătesc, risc să nu te plătească. Da. Apoi mai sunt piese cerute de oameni. Sunt Firai tu să fii de morg, piesa de referință a tatălui meu, prima piesă de referință a tatălui meu, Mărine la nunta ta, bineînțeles, la o nuntă. Da. Acum, sunt piese foarte multe care sunt cerute pentru că noi... Eu, după dispariția tatăl meu a apucat să le promoveze foarte bine. După dispariția tatălui meu, eu m-am ocupat intens de repromovarea muzicii lui și atunci lumea le cunoaște, le știe, cântă alături de noi, e în regulă. Am o idee, știți cum trezim România la această oră? Cum? Cu refrenul Hai Hai cu Trăsioara. Vreți? Da. Vreți să facem asta? Ne ajuți? Da, ce, să vă cânt la ora asta, da? Da, să trezim România, ne gândeam, să facem asta. Apoi îl știți, refrenul? Da, îl cântăm împreună. Hai cu Trăsioara, până-ndeala Mărioara. Trăsioara, până-ndeala Mărioara, carul merge la pas și apoi face popas.
Asta este un refren pe care l-am în minte de fiecare dată. Și de dimineață mi se pare că așa te, îți dă energie. Perfect. Da, chiar merge bine, chiar merge bine. Înseamnă că a fost cafeaua bună, dacă mi-ai zis. Da. Vin și sărbătorile astea peste noi, Valentine's Day sau Dragobetele, te pregătești în acest sens? Da, Dragobetele e Valentine's Day la român, nu? Sau da, invers, da. Valentine's Day. Sau așa, da. Americani, da, Valentine's Day, Dragobetele la americani. Da, bineînțeles, eu sunt căsătorit... Am un băiețel de 18 ani. Normal că și noi așa simțim, dar la noi este Valentine's Day în fiecare zi. Adică nu stăm să ne legăm așa de o sărbătoare ca să ne iubim intens. Vedem acum și poze pe ecran, apropo de ce de vorbeam iubire noi. Și de... Am înțeles că băiatul tău are o iubită? Da. De un an de zile? S-a mutat de acasă? Nu s-a mutat, nu s-a mutat. Am înțeles. Păi da, bineînțeles. Da. Și da. Păi da. Da, deci e cu iubire la voi în familie și am mai înțeles că aveți un nou membru în familie. Da, ne-am luat un cățeluș, un husky siberian care astăzi face 4 luni. Da, n-am mai scăpat, ca să zic așa, celor. Ce frumos e! Le iau un cățeluș, da. Mhm. Da. E dificil de întreținut noul membru al familiei, nu de alta, face dar... Face fițe, adică... Adică, da, îl scoți afară, îl plimbi, îi dai de mâncare? Nu este dificil, pentru că eu și la ei mei am avut câine tot de talie mare, am avut un greyhound în ogar englez și sunt învățat, știu ce înseamnă să crești un câine de talie măricuță. Soția mea, la rândul ei, a avut un cățeluș mai mic, un tackle, pe vremea când era la părinții ei, adică suntem... Și noi am crescut cu animal de companie în casă, da, și știm, ne pricepem foarte bine să nu este greu de întreținut, de ce? Doarme cu voi, Florin? Adorme cu noi și după aceea se duce la locul lui. Este, dacă îți plac animalele, nu este greu să întreții un cățeluș. O ultimă întrebare mai aveam pentru tine, ce planuri ai în 2021? În 2021 eu evit să mai fac planuri, că mi-am făcut mari planuri pentru 2020 și n-au prea ieșit. Nu fac planuri, îmi doresc tare mult să începem activitatea, să scăpăm odată pentru totdeauna de această pandemie, să dăm drumul la activitate, să ne revedem cu publicul, să mergem la evenimente, să cântăm. Planul nostru principal, așa cum am spus eu, caienul nostru principal este să cântăm. Doamne ajută să fie bine și îți mulțumim tare mult că ți-ai început dimineața cu noi. Un an reușit să ai, să fie bine pe toate planurile și să ne vedem cu bine și în studio la noi aici. Doamne ajută, vă pup, numai bine. Ciao. Numai bine.